Bună, Sâmia! Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul și dați like. După cum v-ați obișnuit deja, din când în când, cam o dată pe săptămână, fac un top al celor mai fake cupluri și celor mai credibile. Nu 100%, dar așa, 50% să spun. Deci, cel mai fake, care nu a dovedit nimic decât doar atracție fizică, prin tot felul de moduri, cum vorbesc, cum se comportă, nimic nu dovedește că s-ar iubi. Nu văd iubirele ei, mai ales la el. Acest cuplu, Cristian și Antonia, v-ați dat seama, rămân primi în topul meu. Mai e și doamna Daniela, care nu o place deloc absolut pe Antonia. Nu o place, asta e. De fapt, pe Antonia nu prea place nimeni. Că eu citesc și comentariile și am văzut doar comentarii negative. Foarte rar când pe cineva care să o susțină, foarte rar, poate să fie ceva din familie sau prieteni cunoscuți de ei. Așa că cei doi rămân preferații mei la cele mai fake, pe locul întâi. Deci, știți că spuneau că nu vor să se logodească, de fapt ea ar vrea să se logodească, de căsătorie n-a mintit niciodată, ar vrea să o facă, dar poate să ne facă o surpriză. Chiar am citit niște comentarii, spunea cineva că pe ultima 100 de metri Cristian o să o ceară, și că o să câștige concursul. Nu cred, pentru că ea n-a fost în top parcă o singură dată la început. După aceea, Cristian a fost de câteva ori, dar doar atunci când era la eliminare, că să-l salveze stafful, rest nu. Dar nu e asta un lucru așa important, dacă ești în top sau nu, dar până acum doar cei din top au fost câștigători. Pe locul 2, Maria și Ștefan. Nici ei nu văd iubire, cu toate că ea îi zice sufletul meu. Pare forțat așa. Vor premii oamenii. Nu e rău că vor premii, că de asta s-au înscris. E un concurs, concursul are premii. E normal să nu se vrea banii. Normal e, nu zic nimic de lucrul ăsta. Doar că, după ce nu se potrivesc absolut deloc, caracterele lor sunt diferite. Ea e crizată mereu. Acum se forțează, că văd cum se forțează. Văd asta, că se forțează foarte tare. Plus că i-a scris și prietenei cea mai bună dintre cele două care le are. A spus că două și alea bune. A sfătuit-o să nu se căsătorească. Eu nu-i văd afară să rămână împreună, dar poate mă încerc, așa am mai făcut cu un cuplu care nu i-am văzut afară mai mult de câteva luni, dar uite că sunt și acum deocamdată. Zic deocamdată, pentru că nu se știe ce o să ne aducă viitorul. Aia nu știe nimeni. Ați văzut ce crize făcea? Cineva cunoscut de-al ei chiar a spus că ăsta e caracterul ei, Mariei. Pentru că de la ea, de acolo, de unde este, din Oltenia, sunt oameni care se uită la televizor și o cunosc și scriu diferite lucruri. Chiar am citit comentarii, o cunosc pe Maria și ăsta e caracterul ei. Geloasă și crizată. Așa că se joace puțin teatru, da, poate, pentru că nici nu e greu. Doar că nu-i văd împreună pe perioadă mare. Pentru că nu-ți schimbi caracterul, n-ai cum. Poți să joci teatru o perioadă mare de timp, să știți. Te-ai învățat cu teatru. E a doua natură. Dar nu o să ține la infinit. Pentru că teatru e teatru. Ce începe să și termină. Dar o să-i urmărim după ce o să iasă din casa Mireasa și, bineînțeles, că o să aflăm. Al treilea cuplu, Vlad și Iuliana. Deloc nu se potrivesc. Deloc. Ea nu știe cum se mai facă pe plac, nu se supără pe el, el vorbește că nu înțeleg nimica, cu gura închisă, așa mormă e mai mult, el cu Valentin, ei nu-i înțeleg. Și am văzut că nu înțelege nimeni, că de câte ori vorbesc ei, staful scrie. Scrie, că să înțelegem noi ce vorbește el românește, că nu vorbește altă limbă. Eu nu-i văd pe ei
potriviți, nu-i văd căsătoriți, adică căsătoriți văd că, în caz că, zic, în caz că nu o să fie eliminați vineri în gală. Dar poate să fie, poate să fie doar el, dar nu e un lucru bun ce a făcut stafful, cum să pui un băiat din cuplu la eliminare și fata ce o să facă? Vă dați seama că dacă l-ar elimina doar pe Vlad, Iuliana ar sta supărată, ar strica tot acolo. I-ar strica petrecerea, că nu ar putea să bucure de finală. Când știe, că, când îi vede pe ceilalți că se căsătoresc și ea nu, nu a făcut un lucru rău stafful. Ori elimine pe amândoi cel mai slab cuplu, ori îi păstrează pe amândoi. Eu le-aș recomanda să îi păstreze pe amândoi, pentru că de asta au venit la Mireasa să se căsătorească. Acum să vedem pe 28 câți dintre ei vor băga actele. Pentru că a anunțat Simona Gherghe că pe 28 trebuie să ducă să depună actele, le trebuie buletin și ce le mai trebuie. Că până în 12 să aibă timp și analize și toate astea. Așa că abia aștept data de 12 iulie să vedem câți de trei se vor căsători și câți nu. Cum a zis, cine a zis? Antonia, parcă, zicea, și dacă spune nu, în caz că se vor căsători. Nu cred că ar spune, dar eu nu cred că ar cere. Așa că Vlad și Iuliana nu se potrivesc. Ea da, ea vrea să mărite. El nu prea vrea, cu toate că zice, da, te vorbiți ușor. Al patrulea cuplu este Valentin și Elena. Tot timpul el nemulțumit, tot timpul mormăie, știu că are probleme cu dinții, știu asta. Ea mai este așa, îi place cu el, ar vrea și ea mai multă atenție, ar vrea și ea mai multă afecțiune, dar Valentin am văzut că nu-i oferă, mai multă afecțiune a oferit în timpul acela scurt Antoniei decât Elenei, că au mai mult timp împreună, sunt și cuplu tot. Eu nu-i văd potriviți deloc. El pare deja plictisit, nemulțumit a fost tot timpul, doar nemulțumit el, foarte nemulțumit. Într-un cuplu nou, pentru că sunt, abia s-au cunoscut, nu pot să spunem că au 10 ani împreună. N-ai de ce să fii nemulțumit, trebuie să trăiești clipa. Trebuie să fii foarte, foarte fericit că ești împreună cu ea sau cu el, dar ce să facem dacă Valentin este nemulțumit mereu? Mereu el are câte ceva de spus. Iar Elena îi reproșează, am văzut că în ultimul timp nu mai îi reproșează nici ea, pentru că, normal, nu se vede bine la televizor, cum zicea într-un moment, într-o secundă de sinceritate, că Simona Gherghe nu dă bine, după aia a schimbat-o. Nu că nu dă bine, ba da, chiar nu dă bine, dacă să văd unele lucruri care n-ar trebui să se vadă. Pentru că la televizor trebuie să vadă totul perfect. Și certurile care sunt trebuie să fie perfecte, să arate ca o ceartă. Ca să facă materiale. Am zis că în ultimul timp nu prea au materiale, toți stau cu minți. Chiar și Valentin a lăsat-o mai moale cu nemulțumirile și el speră la marele premiu. Toată lumea speră, de ce nu? Pentru aia s-a înscris în concurs. Pentru două lucruri, să câștige, să căsătorească. Dar întâi trebuie să căsătorească, ca să poată câștiga. Asta și nouă ne-a spus chiar la început. Trebuie să se căsătorească. Dacă nu s-ar căsători niciun cuplu, vă dați seama că banii ar rămâne sponsorului. Astea au fost cele mai fake cupluri. Acum să vorbim de cele mai credibile, să spunem. Nu perfecte, credibile. Cei mai sudați și care au arătat câte ceva sunt Liviu și Delia. Și Liviu și Delia și chiar i-aș dori câștigători. Asta aș vrea eu, să fie ei câștigători. Pentru că la ei am văzut sentimente, am văzut emoții, am văzut că el vorbește foarte frumos cu ea, e foarte atent, îi oferă afecțiune, stau de vorbă. Mama lui e o femeie extraordinară, e extraordinară. Așa ca mamă, ca viitoare soacră pentru Delia, n-ar avea probleme, oricum nu o să locuiască împreună, ei se duc în Anglia, nu e nicio chestie de asta. Doar că eu îi văd până acum cei mai potriviți. Am mai văzut comentarii de Liviu și trecutul lui e mai puțin bun, dar nu contează asta, lumea se schimbă. Adică, nu caracterul. Lucrurile pe care le faci, nu poți să faci la infinit aceleași lucruri. Nu, nu poți. Doar că sunt unii care se iau de trecutul lui, că ce a făcut el. Păi,
toți facem câte o prostie, care-i perfect. Și n-a făcut nimic în tinerețe, nici care. Iar pe locul 2 la credibil, Cristina și Alex. Primii logodiți, primul cuplu din prima tură. Știți că s-au făcut cupluri în două ture. 4 cupluri foarte repede în prima lună, 3 s-au despărțit și Cristina și Alex au rămas împreună. Așa că par credibil. Chiar îi văd căsătoriți, normal că speră și ei la premiu ca toată lumea. Chiar dacă zic că nu, că toți zic așa. Până și Maria cu Ștefan, mai ales Iuliana, zicea că noi n-am venit la premiu, da, n-au venit la premiu. Dar la ce au venit? La ce? Să șadă închis și la mireasa așa degeaba? Toți au venit pentru premiu. Dar nu mai e mult până la finală și atunci vom vedea absolut tot. Cam atât am avut până acum de cuplurile fake. Vă doresc o zi plăcută în continuare și la revedere!